Șeful executivului a participat astăzi la inaugurarea unei fabrici din Ghimbav. A profitat de faptul că a ajuns în zonă pentru a-și lua fiica cea mică și nepotul de la bunici din Brașov. Cum călătorea cu elicopterul SRI, Bochi a luat și pe copii alături de el. Având în vedere faptul că se dea să mă întorc pentru a putea pregăti ședința de guvern de la întoarcere, am luat cu mine pe fiica mea cea mică, Patricia, care se afla la socrii mei, la Brașov. Și alături de ea este și nepoțelul meu, Tudor. Premierul a declarat că, deși avea dreptul să nu plătească transportul pentru membrii familiei sale, a solicitat SRI să-i calculeze contravaloarea călătoriei pentru cei doi copii. Pentru contravaloarea sau pentru transportul celor doi copii minori, am plătit cu suma de 2113,60 bani, suma ce mi-a fost calculată de către reprezentanții SRI. Factura și chitanța vă trimit la dumneavoastră fără niciun fel de probleme. Se poate plimba oricine cu elicopterul SRI, domnule premier? Dacă plătește, nu știu. Nu cunosc regimul de organizare total al SRI-ului. Puteam să spun că nu plătesc. Am preferat, repet, am preferat să nu dau nici urmă de îndoială și am plătit această contravaloare. Iar temeiul legal este articolul 6, alineatul ultim din legea SRI-ului, unde contracost pe bază de cerere. Însă articolul de lege despre care vorbește premierul nu face nicio referire la transport, ci la protecția antiteroristă. Serviciul Român de Informații poate asigura protecția antiteroristă și altor persoane la cererea acestora, potrivit tarifelor convenite. Se arată în articolul 6, aliniatul E din legea privind organizarea și funcționarea SRI. Însă premierul nu s-a oprit aici cu explicațiile. Emil Boc a intervenit telefonic și la ultima oră, dar s-a încurcat și mai tare în articole de lege. Noastră ați invocat articolul 6 din legea privind funcționarea Serviciului Român de Informații, așa coroborat este? Coroborat cu alte prevederi, deci articolul 6 îl coroborat și cu articolul 42, dacă nu greșesc, pentru că nu am legea la mine. Și totuși a greșit din nou, pentru că nici articolul 42 nu se referă la transportul persoanelor.